Lumea nu înțelege ce se întâmplă. Mă, sunt eu cringe în sine, joc un personaj. În primul rând s-ar putea să sune foarte, nu știu, ieșit din orice modestie, dar eu nu cred că s-a făcut pentru țara asta. Ok. Pentru mentalitatea de aici. Nu că aș fi eu vreun Dumnezeu. Nu. Dar nu sunt înțeles. Și un om care nu este înțeles de foarte mulți oameni e o problemă. Înseamnă că ceva nu merge. Și poate nu la mine. Acest eu și personaj în același timp, Gabriel Mgădin online, este percepția mea, deci cumva tot vina mea e, okay, posibil, percepția mea vis-a-vis de ce înțeleg eu prin comedie pentru oamenii de aici. Am înțeles. Era cineva de la HaHaHa care mi-a spus la un moment dat, folosește-te de oamenii proști. Folosește-te de oamenii proști. Da. Și eu aici nu mă folosesc, doar mă distrez. Dacă ei se uită și le place, le dau ce vor. Vor cringe. Pentru că oamenii se uită. Se consumă, uită. Consumă într-o veselie. Îmi pare rău că consumă, că trebuie să fac asta. Dar nu e ceva, din punctul meu de vedere, nu e atât de jos, încât să-mi fie rușine că o fac. Că nu... Și pot să dau exemple, nu fac chestii care să denote sau să aibă niște chestii să zici Doamne ferește în modul rău. Păi Doamne ferește cum gândește, Doamne ferește. Adică cum nu poți să riști un scandal, cum am fost cazuri, nu vreau să dau acum nume. Da. Nu poți să riști un scandal. Scandal ce fac, adică... Dar poți să creezi momente care să fie... Să strânească o reacție. Ok. Eu vreau o reacție de la oameni, de fapt. Despre... Poți să zici că ajungem acolo. Eu vreau o reacție. Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Sharing Room. În această seară avem alături de noi un actor, un om de comedie, nici nu știu cum să te prezint pentru că mi se pare foarte colorat ce faci tu, mi se pare foarte mișto că îmbini dramaturgia cu noile medii, cu zona de TikTok, cu zona de YouTube. Doamnelor și domnilor, Gabriel MG, bine ai venit, Gabi! Bine v-am găsit. Mamă, dar câte complimente. De obicei nu le primesc, nici măcar la unii nici nu le cred. Asta a fost așa de încălzire. Îți dai să mă stai că mai urmează. Cine ai adus? Asta e conceptul. Cine ai adus? Sharing Room. Din cauza voastră, așa. Am stat să bat... Datorită vouă, am stat să bat toată Piața Unirii. Ok, acum ești chiar curios. Acest lucru, ai spus ceva care să mă reprezinte, să aibă legătură cu mine. Eu pentru fiecare telefon am o husă, dar nu o husă, 30 de huse. Ok. Pentru fiecare telefon am așa o cutie imensă acasă și am zis, mă, nu pot să le iau orice și nici nu pot să vin cu ceva extrem de... Și v-am luat o husă. O husă? E simplă, pentru că pe ea puteți să faceți ce vreți voi. E foarte original chestia asta. Chiar, Dongoci, mulțumesc mult. Nici măcar nu știu de ce telefon e. M-am dus acolo și am zis, bă, dați-mă husă. E ce trebuie, sincer. E chiar pentru asta. Da. Cred că e pentru 12 Pro. Mergi, e super tare, mulțumesc mult. Mare drag. Ce te-a făcut să intri în zona de dramaturgie, în zona de actorie? Motivație. Hai să o dăm așa la rădăcină, la temelie. Știi cum unora le cade un măr în cap și descoperă gravitația? Eu am fost înscris la un curs de teatru și am descoperit actoria. La ce vârstă? Cred că 12 ani. Vârstă fragedă. Da. Păi până atunci am făcut dans sportiv. Nu se vede, dar chiar am făcut. 4 ani de zile mi-am făcut temele. Da? Nu cred! Cineva care chiar se interesează de mine. Adică, wow, ok. Și cum simți că ți-a schimbat viața? Asta, în bine. În bine, am descoperit foarte multe chestii, în primul rând oamenii, pentru că nu joci... Ok, bine, dacă am de jucat un balaur, joc un balaur sau o pisică, că am mai jucat și pisici, dar și alea sunt reale. Adică, corect. Și sunt foarte atent, am început să devin atent la oameni din jur, am schimbat și am preluat foarte multe tipologii. Asta e faza că la actori, nu știu dacă vorbesc în numele tuturor sau în numele meu, ei iau de peste tot și așa se formează ei. Și cumva în același timp se pierd pe ei. Dar cumva, paradoxal vorbind, tot în ei se transformă, dar în altceva mai bun, sper. Deci îmi place la nebunie cum am început podcastul ăsta. Mi se pare că se duce super meta. Am folosit toate cuvintele inteligente, nu mai am altele. Ok. Crede-mă. Vedem ce mai descoperim pe parcurs. Dar stai un pic, aș vrea să sap în direcția asta. Mi se pare... În primul rând că nu prea am avut actori. Am avut oameni care au și talentul actoriei, dar nu prea am avut actori dedicați.
întotdeauna am apreciat chestia asta la actori. Și numai faptul că poți să renunți la personalitatea ta, ți-o dai jos, să spui o mască, știi? Și acum, nu știu cât de mult ești tu în persona sau cât de mult ești tu, ca să zic așa, dar vreau să te întreb o chestie. Pentru că asta mi se pare că este una dintre cele, să spunem, lucrurile care te-au scos în evidență în mediile online pe care creezi content. Tu reușești să transformi momentele cringe în ceva genuinely amuzant la un nivel pe mai multe layere. Asta o faci asumat sau simți că pur și simplu este o expresie a personalității tale? Wow! Mi-a trecut foarte multe idei prin cap cu ce să încep. Trebuie să mă gândesc o secundă. Asta s-a pus problema de când am intrat în online. Toată lumea nu înțelege ce se întâmplă. Mă, sunt eu cringe în sine. Mm-hmm. Joc un personaj. În primul rând s-ar putea să sune foarte, nu știu, ieșit din orice modestie, dar eu nu cred că s-a făcut pentru țara asta. Ok. Pentru mentalitatea de aici. Nu că aș fi eu vreun Dumnezeu. Uh-huh. Nu. Dar nu sunt înțeles. Și un om care nu este înțeles de foarte mulți oameni e o problemă. Înseamnă că ceva nu merge. Și poate nu la mine. Acest eu și personaj în același timp, Gabriel Măgât din online, este percepția mea. Deci cumva tot vina mea e. Ok. Posibil. Percepția mea vis-a-vis de ce înțeleg eu prin comedie pentru oamenii de aici. Am înțeles. Știi? Adică dacă aș fi avut legătură, dacă aș fi avut numai Einstein care se uitau la mine, nu cred că mă loveam intenționat cu piciorul de masă sau alte chestii de genul acesta. Țipam și făceam ca toate visele. Consider că transmiți un mesaj, să spunem, comic prin genul ăla de acțiuni și comportamente. Da, dar eu mă distrez. Ai fost foarte surprins, dar eu mă distrez. Mă imaginez că te distrez, că probabil că nu făceai chestia asta. Și, dar vine cumva și din mine, pentru că eu, în general, pentru ce mă cunosc personal, știu că am o energie, la un moment dat mă întreba ceva, dar mai poți? Pot. Nu mă întreba acum. Știi Asterix și Obelix? Uh-huh. Bine, eu mă asemăn puțin cu Obelix, doar că el era mai slab. Dar el a căzut în cazanul ăla cu poțiune magică. Da, 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 da. Eu am căzut în cazanul cu Pepsi. Cringe. Ok. Scuză-mă, știi cum e elementul X. Am mai căzut și puțin cringe, aia e. Dar eu cred că am căzut în am cazanul înțeles. Ăla și am atât energie. Mi se pare de departe cea mai tare origin story pe care l-am auzit aici. Ok. Dar hai să luăm altfel. Tu te-ai vedea făcând și o carieră, să spunem, clasică de actor? Da. Cu okay. siguranță. Păi nu, adică ai o carieră clasică de actor. Ai fost și în Las Fierbinți, ai fost... Da, asta e faza, că și e puțin și frustrant, pentru că oamenii când mă văd în Las Fierbinți sau Doamne ajută pe scenă realmente, o să zic, dar de ce, am și văzut comentarii, dar de ce l-ați luat pe ăsta? Stai puțin, eu nu ți-am jucat aici TikTok. Las Fierbinți nu e TikTok. Și având atâtea succes, să mă ierte Dumnezeu, Las Fierbinți și de atâția ani, înseamnă că au făcut ceva bine. Și să mă ia pe mine, nu m-au luat pentru publicitate, că nu au făcut cu mine mai multe vizionare decât ar fi făcut cu alții sau în sine serialul, dar înseamnă că am fost bun să fac chestia asta și am fost și lăudat de oamenii care se pricep la actorie. Deci una e TikTok-ul și online și una este realmente scena. Și cum le vezi? Le vezi divergente sau în paralel? Să spunem mediul online, gen TikTok, social media, genul tot de content pe care îl faci independent. Da, sunt două chestii separate, dar undeva converg. Undeva se mai intersectează. Ok. Dar undeva. Și unde s-ar intersecta? În momentul în care trebuie să fiu într-o chestie serioasă, eu 100%. Ok. Cam ca aici. No, știi cum e? După ce ți, mă rog, cu persoana ta pe care o ai în social media, când spui cuiva că o să ai un rol în care ești serios, eu m-aș uita numai ca să văd cum este respectivul rol. Da, ai fi surprins. Ai fi surprins. Da. Și nu mă laud. Trebuie să te văd în, nu știu, ceva dramaturgie clasică. Hamlet, something, something. Gabriel and Jen, Hamlet, oameni buni. Nu, ar fi interesant. Don't get me wrong. N-ar fi nici într-un fel ciudat. Ar fi foarte interesant. Ar fi diferit. Știi că am făcut non-conformist. De-abia l-am scos și pe al doilea, acum puțin timp. Da. Și non-conformist este făcut, bineînțeles, după ideile mele, frustrările mele, percepția mea vis-a-vis de anumite chestii. Uh-huh. Că el e un personaj și l-am dus mai mult, l-am făcut mai nu știu cum, e partea a doua. Dar realmente, nu, asta e faza. Nu spun că ei nu sunt buni, Caragiale, Shakespeare, etc. Sunt buni.
dar nu rezonez cu ei. N-aș deci îți place să-ți scrii și propriul content? Da, dar cumva provocarea e mai mare când fac de la altcineva. Uite, acum sunt anul 3 la actorie și îmi place scenariul. Am zis bine, venea să zic altceva. Îmi place textul. Îți place textul? Surpriză, nu? Că 2 ani de zile nu mi-a plăcut nimic. Mai nu știu, n-am trecut prin experiența asta, am înțeles că te schimbă din foarte multe puncte de vedere ca om. Da. Dar îmi imaginez că este un proces de descoperire. Și apropo de descoperire, o altă întrebare care de multă vreme doream să pun unui actor. Cine ești când nu te privește nimeni? Cine este Gabriel MG când nu se uită nimeni la Gabriel MG? Știi Leneșul? Leneșul? Animalul. Animalul? Da. Da. Imaginează-ți că Leneșul nu se mișcă. Da, se bățe așa un pic pe o cracă, capul ăla jos. Ăla sunt eu. Băi, nu fac nimic. Sunt acasă, legumă. Ok. Nu știu de ce, poate atunci mă încarc. Nimic, nici măcar pe TikTok nu stau. Stau așa și nu știu, mai rup Netflix-ul câteodată, dar așa stau. N-am... Nu știu, nevorbit, nu știu. Și ce te face, ce te face după aia să te ridici să faci lucruri? Posibil și plictiseala. Te plictisești și zici trebuie să mă ridic. Trebuie să mă ridic să fac ceva. Okay. Se numește pasiune și iubire. Pasiune și iubire. Adică e un leneș plin de pasiune și de iubire, da. Care zice, bă, hai da. Să... Da, îmi place să fac, dar câteodată n-aș munci nici măcar o secundă pentru acel ceva. Mie mi se pare că asta este cea mai bună motivație. Adică dacă faci ceva care merge, adică doar să faci ceva din pasiune, cred că ar trebui să fie rețeta pentru toate carierele care eu, există. Mi se pare, deci mor când aud la oameni eu m-am angajat, eu am un salariu bun. De ce e vorba de salariu? Eu înțeleg, lasă, economie și mai departe, e nevoie de bani, nu poți să trăiești cu minimul pe economie. Am înțeles, dar jur că aș prefera să am 2000 de lei pe lună, să fac toată viața ce îmi place și dacă mai am cum să câștig, why not, decât să am 2000, 3000, dacă nu și mai mult de euro și să mă duc și să-mi dau seama cum trec zilele pe lângă mine și să mor la un moment dat. E groaznic, nu pot. Nu știu de ce. Nu pot. Uite acum, simți, așa, știi? Apropo de tema asta, am avut tot aici pe Cristi Chifoi și discutam tot fel de prăjile din asta blockchain. Și una dintre ele era pe partea de Universal Basic Income. Ideea să primești bani fără să faci nimic pentru că ai ori investit, ori îți oferă statul, mă rog, mai multe scheme. Cred că ai fi destul de fericit pe... Nici așa, nu? Pentru că la un moment dat ar interveni monotonia de a nu produce nimic, de a nu face nimic. Nu te obligă nimeni, adică nu ești obligat să stai degeaba, doar că nu mai ai nevoie să muncești pentru banii de subzistență. Pot să nu muncesc pentru ei, dar cu siguranță fac ceva cu ei ca să simt că fac ceva, care să-mi facă fericit și așa mai departe, în direcția pe care o fac. Deci consider că acțiunile te fac fericit. Da, bineînțeles. Ok. Bineînțeles. Deci în momentul când stă acel leneș pe canapea și se uită la Netflix, nu e foarte fericit? Îți dai seama, limita aia de hai să văd ce mai ai la pe net, dar atât. Am înțeles. Deci ești o persoană destul de motivată. Poftim? Ești o persoană foarte motivată. Clar. Ok, de-abia aștept să ne mai povestești despre următoarele tale proiecte și asta e o invitație. Să povestesc? Da, why not? Sharing room. Urmează Doza de Magneziu sezonul 2, în care o să vedem alt content cringe, altul în care... Și ce v-am pregătit? Și ce v-am pregătit? Uite, dau niște spoilere să vedem. O să gătesc. O să gătești? Da, cu o amică de Crăciun. Și dacă văd mușa mama pe masă, mor. Deci nu există. Nu există. Suntem la București. Acum înțelegi unde mă duc? Mă... Uite, deja intru în doză. Mușamaua deja mi se pare că e cringe. Mi se pare... Scuze tuturor celor care au mușama pe masă acasă. Sau mileul la fereastră. Sau mileul la fereastră, sau... Deja se ajunge... cu anumite chestii se ajunge într-o zonă de meta-ironie când ai peștele în mod ironic de sticlă. Evident, peștele de sticlă pus pe plasmă, cumva ținut în echilibru. Dar celelalte chestii care vin dintr-o onestitate a stilului la mușama... Aia mi se pare că este o expresie a cringe-ului postcomunist în România. Fiecare cu vremurile lui. Nu, adică și cât de mult poți să explorezi cringe-ul? Adică, pe de-o parte, mai e devenit faimos pentru chestia am asta. Am stat să mă gândesc ce înseamnă cringe-ul pentru oameni și eu nu găsesc. Adică ciudat, ok, ciudat,
în vederea a ce? S-a mai făcut. Oameni buni. E expirată gluma. Deci vreau să avem această explorare filozofică cu Gabriel MG despre ce înseamnă cringe. Uite, am făcut acum un conformistul 2 și mi-a zis, cred că dacă nu știu chiar Fire, a zis în, pe Twitch, a spus o chestie care pe mine m-a uimit, nu mai știu exact la ce scenă era, dar tot la chestia asta se referea pentru că s-a mai făcut sau totul s-a se mai face. Făcut. Ce totul s-a mai se făcut? Reface. Ca scenă sau? Da, ca subiect de ceva din ce am făcut eu acolo. Nu mai știu exact la ce s-a referit. Și la filmele de groază. Eu sunt fan filmele de groază. Am fost acum 2 zile cu un amic. A ieșit așa, gen, da, știu. Hai că mă așteptam. Păi te așteptai. Da, e altă poveste. Poate e reinterpretată. Poate nu știu ce. Uită-te. Adică, și acum ce, nu ne mai uităm la nimic pentru că ne așteptăm la chestiile alea, adică de unde să mai scoți? Consider că, s-ar putea să fie una dintre cele mai inteligente chestii pe care le-am spus vreodată, noi, ca oameni, așa. Nu am mai evoluat. Nu am evoluat. De când am mai evoluat? Nu știu. Ca oameni, că e așa, tehnologie, imaginație, merge turie. Dar ca oameni n-am mai evoluat. Absolut, nu știu, chiar nu știu de când, dar n-am mai evoluat. Mi-e dificil să despachetez informația asta, că nu-mi dau seama exact la ce te referi. Era o carte, dar am uitat și cum te referi, se numește. Neurologic sau antropologic? Sau? Cu totul! Ok. Cu tot ce înseamnă gândire, uman, corp și așa mai departe. Păi și, cum să spun, ce vrei să extragi din chestia asta? N-am mai evoluat sau? N-am mai evoluat și întorcându-mă la cringe, da. Rămânându-ne doar imaginația ce este formată doar din ce am văzut până acum, okay. Din ce mai știm, că nu ai cum să scoți chestii realmente noi, pentru că vorba aia, noi în viața asta suntem reflexia ce am trăit, ce am văzut. Deci e clar că tot ce facem acum, cum ne comportăm, ce gândim, cum gândim, ce scoatem pe gură, este prin ce am trecut în viața exact. Asta, ce oameni am întâlnit, ce am învățat. Deci, din punctul meu de vedere, nimic nou nu se mai face, doar reinterpretat, refăcut. Poate mai sunt niște glume și de-aia ai văzut că foarte multe stand-up-uri te regăsești în ele, deci nu e nimic nou, de-aia râzi. Dacă n-ai. Adică sunt niște, până la urmă sunt niște... Genii nu mai sunt, genii. Sunt niște categorii de umor. Și poți să ai tot fel de tipuri de umor, situațional, umor vulgar, tot fel de tipuri de umor. Și atunci poate că provocarea este să creezi cringe din alte tipuri de, nu știu, de acțiuni sau de situații sau de... Posibil, dar oricum... Ți-a dus psychological cringe, da, emotional cringe. Nu vreau să le spun mocilor de acasă că sunt proști. Nici nu mă gândesc la chestia asta. Dar era o vorbă, poți să dau orice fel de nume, de ce vrei, filme, ce de te nu simți, mai contează. Ce te da, simți bun. Tu confortabil? Era cineva de la HaHaHa care mi-a spus la un moment dat, folosește-te de oamenii proști. Folosește-te de oamenii proști. Da. Și eu aici nu mă folosesc, doar mă distrez. Dacă ei se uită și le place, le dau ce vor. Vor cringe. Pentru că oamenii se uită. Se consumă, uită, consumă într-o veselie. Îmi pare rău că consumă, că trebuie să fac asta, dar nu e ceva, din punctul meu de vedere, nu e atât de jos, uh-huh. Încât să-mi fie rușine că o fac. Uh-huh. Că nu, și pot să dau exemple, nu fac da. Chestii care să denote sau să aibă niște chestii, să zici, Doamne ferește, în modul rău. Păi, Doamne ferește, cum gândește, Doamne ferește. Adică cum nu poți să riști un scandal, cum am fost cazuri, nu vreau să dau acum nume. Da. Nu poți să riști un scandal. Dar ce fac? Adică, dar poți să creezi momente care să fie să strânească o reacție. Okay. Eu vreau o reacție de la oameni, de fapt, despre poți să zici că ajungem acolo. Eu vreau o reacție. Am înțeles. Indiferent care este. Aia. Vorbește lumea de mine? Vorbește. Fair enough, atenție. Și acum hai să întreb o chestie cât se poate de personală. Nevoia asta de atenție este strict din punct de vedere al carierei tale? Că na, până la urmă ești actor, ai nevoie ca ochii să fie pe tine, ai nevoie de trafic. Trafic, da. Means money și faimă și până la urmă poziționare în piață. Dar crezi că asta îți vine oarecum și în... îți vine mănușă pe personalitatea ta? Nevoia de atenție? Da. Bineînțeles. Ok. De când mă știu, nu ai atenție, am avut nevoie. Zic sincer că asta este genul de întrebare la care puțini oameni ar fi răspuns cu sinceritate și apreciez că ai făcut-o. Da, asta e faza. Uite, am descoperit o altă chestie și uitându-mă la toate reality show-urile astea de când mă știu că... Îți dai seama, ziceam de evoluție în mediul tehnologic și al imaginației. Tot ce s-a făcut până acum, oamenii reali, realmente reali, sunt văzuți prost. Dar nu știu de ce. Vezi? Sunt atâtea întrebări. Dacă i-aș lua pe toți și-a întrebat, bă, ce e?
nici nu, că ei nu cred că ar ști să răspundă. Când te referi că sunt văzut prost, te referi că sunt creează trafic, creează atenție, creează reacții, creează, dar oamenii dar oamenii judecă chestia, judecă grav și nu înțeleg. Uite, chiar și vorbim, revenim la nonconformistul, mamă ce îmi place să revin la subiecte. Niște asocieri, niște, cu primul mi s-a spus că eu mi-am pus șarpele la pe gât, că vreau să semăn cu ăla din Squid Game și eram gen, seamănă cu Joker. Eu nici n-am văzut Joker. Sorry, eu sunt cinefil, dar n-am văzut Joker. Adică gen, știi ce zic? Da, ok. Niște chestii nici nu știu de unde le scot, că mă uit așa, gen, ok. Bine, sunt asocierile oamenilor, nu poți să, adică poți să mergi în ideea că vrei să trezești niște reacții, dar nu știi ce reacție o să toți trezești. Toți am trecut prin școală, da? Și da. Știi că ni se spuneau la teste, vrei ce a vrut să spună autorul? Cred că de aici, de fapt, se trage. Ce am vrut să spun eu prin un conformist? Mai eu știu ce am vrut să spun. Eu v-am arătat ceva, înțelegeți ce vreți. Dar nu vă mai duceți în bălării, că sunteți de parte rău, adică. Am înțeles. Hai să schimb un pic direcția, tot pe zona de artă, tot pe zona de dramaturgie, dacă vrei să o luăm așa, dar cu un spin tehnologic. Noi aici la Sharing Room încercăm mereu să îmbinăm artele, cum este și dramaturgia, cu tehnologia. Hai să vedem cum vine tehnologia peste. Până la urmă și rețelele astea sociale. Și acum, uite, dincolo de TikTok, Be Real sau altele care mai sunt. E o tehnologie, aduce niște posibilități, te expune pe tine și pe cei care te urmăresc la niște posibilități de interacțiune și creează niște instanțe. Cum vezi tu tehnologia sau să spunem actul comic, actul dramaturgiei evoluând în tehnologie, adică în contextul evoluției, că am avut Facebook, Instagram, TikTok, acum Be Real și alte nebunii. Unde vezi că se duce zona asta? Noi cum adaptăm, cum de-aia și se și vorbește acum, de-aia scrie peste tot adaptare când se fac piese vechi, unele se adaptează la secolul în care suntem, altele se adaptează pentru platforma în care vor să fie văzute. De aceea, uite, și pe TikTok sunt firme, companii care se promovează pe TikTok, nu neapărat făcându-și treaba pe care o fac ei, dar se leagă cumva de. Da. Adică, uite, cum sunt foarte multe pagini de dentist și ei, sunetul X, îl compari, îl faci, îl scoți pe nu știu unde ca să se asemene cu ideea pe care ai avut-o tu legată de pacient ca să redea comic. Mie chestia asta cu dentistul mi se pare fascinantă pentru că când îmi spui dentist și îmi spui social media, întotdeauna îmi imaginez câte o domnișoară, în general sunt de multe ori și tineri domni, dar câte o domnișoară care ca key opinion leader promovează respectivul dentist. Evident, și poate și eu, nu știu, detar tras sau ceva gratuit. Dar este... Mi se pare o metodă atât de low level de promovare și cu toate astea atât de mulți dentiști o fac. Cine n-are nevoie de promovare, sincer? În afară de oamenii care nu își doresc să fie văzuți. Mm-hmm. Oricine vrea a little bit help. Mm-hmm. Știi ce zic? Și legat de asta trebuie să zic neapărat, poate așa. O să sune vai Doamne, eu consider că online-ul m-a stricat foarte mult ca om. Aoleu. Da. Ok. Lăsând la o parte ce spuneam eu la început de personaje, cum că mă regăsesc, că adaptez, iau de la oameni personalități și mi le însușesc, okay, și așa mai departe, dar consider în același timp că online-ul m-a stricat. Nu știu de ce, nu mai sunt atât de mult cu picioarele pe pământ, sunt pe o masă. Ești pe masă. Mai înaltă. Da, am înțeles. Știi? Și shake așa. Nu știu, asta a fost imaginea, dacă tot îmi mai trimis o imagine, am interpretat. Ok, știi ce zic și asta? Nu mă mai simt, câteodată am momente în care sunt... Detașat de realitate? Da. Ok. Mă cred, nu știu, pe pereți, dar gen, realmente mă cred. Și apoi zic, stai, pauză, am luat o razna. Știi? Mhm. Și ai momente în care, nu știu, faci digital detox-uri? De curiozitate. Eu sunt într-un digital detox total. Adică tu nu prea ești pe social media? Pardon. Nu prea ești? Nu stau pe online. Eu sunt un om în online, lui care nu stau. Singurele aplicații pe care realmente stau sunt Instagram. Și dacă e să o luăm așa, îmi pare rău pentru oamenii care m-au la follow și eu am la follow, cred că din toți oamenii ăia sunt nici 20% cărora le... Nu le-am dezactivat story-urile și postările. Am înțeles, deci cum mi se numește? Unfollow. Dar la mine să stați acolo. Da, nu
Nu că nu m-ar interesa, dar sincer, acum, ok, am înțeles că e un buchet de flori, că se crispează acum. Vai, mi-ai luat tinel, dar știam, adică mulțumesc. Bravo, dacă ne vedem, dacă ne și vedem, că știi că urmărești omul pe care nu l-ai întâlnit niciodată în viața asta. Da. Că e din orașul X, că e și din orașul tău, dar habar n-ai cine este în face-to-face. Dar nu, nu stau, nu știu, nici măcar nu știu ce fac câteodată. De-aia ziceam mai dălene, stau și nu știu ce fac. Dar cumva prefer să fac asta decât să... Apropo fac... de interacțiuni cu, să spunem, oamenii care te urmăresc sau te văd în diverse contexte în social media și după aia interacțiuni în real life. Care a fost cea mai ciudată, dubioasă, slash memorabilă interacțiune pe care ai avut-o oricum fan, oricum hater? Acum câteva zile am fost la film și cum eu promovez o pagină, mă rog, promovez, pardon, mă ocup de pagina de TikTok a unui... Nu, tot îmi să zic cofetărie, dar nu e cofetărie când fac prăjituri. Waffles-uri. Waffles. În forme interesante. Okay. Tot mai am avut pe acolo, vai, ești tipul de la și nu știu ce. Și râdeau unii că, mamă, cum să faci așa ceva, mamă, să promovezi așa ceva, mamă, nu știu ce. Și m-am întors așa către el și am zis, doare? Și să vină la mine așa cu un tupeu, cred că vreo 17 ani avea. Dacă e problema ta, dacă nu mă așa, m-am dat așa. Eu nu sunt o persoană violentă și n-am să fiu niciodată. Și m-am uitat așa la el și a plecat. Și adică cam ras... mema aia, this is fine. Da, și eram... Why? Da, adevăr că sunt... N-am chestia asta, că puteam zic, bă, tu știi că-ți bani fac? Adică gen... Dar nu asta e pentru mine important. Mm-hmm. Că adică și pleacă. Deci până la urmă... Ai avut și interacțiuni mai neplăcute. Oameni care nu știu să spunem așa, să vadă distinția între da. Imagine și realitate. Da, Lisa, în același timp, eu am chestia asta, a fost, avem un grup, toți TikTokeri, influenceri, avem un grup pe WhatsApp și s-a deschis, l-am dat subiectul acum vreo 2 ani de zile și eu am spus, băi, oameni buni, i-ați lăsat de la bun început să vorbească. Eu înțeleg, ok, ai puterea de a te exprima bine, asta pleacă și de acasă cu bunosim și așa mai departe, dar i-ați lăsat să vorbească. La ce te referi? La oameni în sine, i-ați lăsat să-și dea cu părerea fără să aibă nimic fondat. Ce ar putea să facă? La început, cine a fost la început, trebuia să duc la ei zic, alo, taci, nu mă refer la violență, că nu stă, asta spuneam că nu, dar gen, tu prea multă libertate de exprimare. Îmi dau cu părerea... Într-un sens care n-are nicio legătură cu... Și ce vreau să spun, chiar nu vreau să uit că mi se întâmplă foarte des să uit ceea ce vreau să spun, legat de întâlnirea cu oamenii, văd chestii extraordinare. Gen, văd omul din online și apoi când mă întâlnesc în viața reală, în ziua în care am o zi bună, adică toate aproape, una odată la 2-3 luni nu este, se întâmplă, mai există și oameni care au zile proaste, că, măi, se întâmplă să mai refuz poze pentru că chiar nu pot, nu am un mood... Indiferent cât mi-aș dori, pentru că sunt om și îmi pare rău, pentru că știu că am nervi în ziua aia și n-am cum. Dar asta se întâmplă, nu știu, odată la câteva luni de zile. Dar în rest, oamenii când stau și mai și stau să vorbească cu mine, sunt la modul, wow, ce diferit ești față de online. Sunt la modul, mă bucur. Și am învățat o chestie, de fapt nu am învățat o chestie, pentru că n-am învățat-o, am descoperit o chestie, nu știu să primesc complimente. Gen, când mă felicită cineva... Mă uit așa la modul, tu vorbești serios, pentru ce mă feliciți? Eu nici măcar există momente când nu-mi valorez, gen, asta e munca mea și mă uit la ea de parcă ar fi exact ceea ce îmi transmit oamenii de acasă. Uite, sunt două tipuri de, să spunem, sunt două categorii în care poți să cazi, sau poate sunt mai multe, dar eu acum îmi vin în cap două, care poți să cazi când faci afirmația asta. Una este, e un concept, se numește sindromul impostorului. Sindromul impostorului, când crezi că n-ai ajuns încă atât de departe sau atât de sus cum te privesc oamenii, asta e una. Sau doi la mână, pur și simplu, băi, ai low self-esteem. Deci care se întâmplă, a doua. A doua și poate puțin și din prima. Da, am. Nu m-am întrebat de ce, poate și din cauza aspectului fizic, dar vezi, toate chestiile astea pe care le am și le avem foarte mulți dintre noi, sunt tot din vina oamenilor. Noi ne distrugem unii pe alții și este un cerc, uite așa, nu știu dacă cuvântul este vicios, e un cerc, e o buclă care nu se mai termină, eu îți fac rău, tu te super faci și rău mai departe pentru că ești frustrat pentru că ăla și tot așa. Și atunci mediul online, uite că iarăși ne-am întors într-o zonă filozofică și I love it. Mediul online, pe de o parte este o oglindă a societății, clar, nici nu se dar este și un accelerator, în sensul că dacă ai o chestie nasoală, e percepută nasol, creează reacții nasoale,
dacă omul ăla te ia de gât, se întâmplă asta de mai multe ori, bă, și pe tine te strică situația asta și devii mai nasol. Adică poate să fie un ciclu virtuos. Poți să vă trebuie să știi când să te oprești, tu ca om. Dacă tu reconștientizezi, e totul aici, dar e atât de... totul e atât de puternic și dacă tu nu ești tare, băi, trebuie să fii munte. Dacă nu ești, te distruge total. Trebuie să fii atât de puternic psihic încât să conștientizezi că tot ce se întâmplă în jurul tău nu este vina ta. Da. Este vina oamenilor. Tu nu ești responsabil că ăla ți-a trântit punga la Mega Image, că ăla te înjură, că ăla te... Dacă sunt oameni care rezonează cu tine, bine, dacă nu... Bine, creator de conținut, îmi imaginez că ești expus mai rapid la asta și o înveți mai repede, în sensul că trebuie să înveți să ignori sau să procesezi într-un mod ok toate comentariile, tot hate-ul pe care ți-l iei. Dar să știi că câteodată când vorbim de filozofie în general, știi că și părinții noștri se mai pun la masă de Crăciun și încep să vorbească despre politică, crezând că vor schimba ceva, okay. E atât de trist că se termină masa, cine aș plece acasă și n-ai schimbat nimic. Important este, sincer, mie mi se par că discuțiile astea au sens când lucrezi cu tine. Da, că da. Nu poți să schimbi lumea din exterior, dar poți să te schimbi pe tine. Și de multe ori când te schimbi pe tine, poți să schimbi și lumea din exterior. Da, greu, și poți să încerci să schimbi, dar dacă ei nu vor să fie ajutați, n-ai ce să le faci. Corect. Și acum, ce spuneai, revin la o chestie care mi s-a părut foarte interesant din ce ai spus, și anume faptul că, ca actor, renunți la tine, dar în același timp te construiești din rolurile pe care le experimentezi. Da, și din tot ce vezi în jurul din tău. Din tot ce vezi din jurul tău. Practic, sunt eu oglinda a ceea ce e. Exact. Oh, wow, ok. Păi și atunci cum reușești să-ți faci așa, cum să spun, cum îți pui un scut față de toată negativitatea? Că sper că nu o lași să te afecteze. Noi suntem foarte sensibili ca oameni. Cine vine să-mi spună mie, știi cât de puternic sunt eu? Mm-hmm. Nu că minte, e ceva... E alineat față de... e mic copil, adică... Și alineat, bravo, mulțumesc, Adrian, 2022. Este alienat față de propria sa natură. Probabil. Mă crezi că în momentul ăsta nu mi-a funcționat creierul și am încercat să nu par cringe și să înțeleg, să spun da, am înțeles ce ai zis, dar n-am înțeles nimic. Mă refer la faptul că, în general, oamenii care se bat cu pumnul în piept și spun că eu sunt tare, eu sunt mare, pe mine nu mă dobară nimica. De ce? Ăla, de fapt, cred că e cel care... E rupt de propria sa suferință și... Exact. Da. Este, cred că, chiar și cea mai vulnerabilă persoană. Mm-hmm. Pentru că, indiferent cât de puternici vrem să părem noi, noi suntem chiar foarte firavi și tot ce putem să facem noi este să acceptăm, să ne dăm seama, să conștientizăm, bă, it's not in this way, like this, și așa mai departe, și să continui să faci... Și exact un proces de învățare și de creștere. Exact, să continui să faci ce-ți place, să fii înconjurat de oameni. Uite, și chestia asta, vezi, orice părere poate să fie, de asta suntem atâția oameni diferiți și e bine să fii diferit, că asta mă frustrează, uite, asta vreau să-ți spun și e o frustrare de-a mea, nu pot să zic că nu. Se simte. Vine cineva și își dă cu părerea despre mine, care are o greutate mult mai mare decât am eu în online. Ok. Orice aș face eu, da? Xulescu, Ghena pe bloc, etaj 4, chirie, va spune așa este... Așa este pentru că i-a spus ăla, necunoscându-mă, nici măcar uitându-se. Ar fi un inside joke și un easter egg foarte mișto dacă chiar ești la cetaj, stă persoana la care te gândești să spui că... Ok. Nu știu cum arată ghena aia de pe scară. Mă înțeles. Nu am la mine, dar știu. Am ghena afară. Și asta e... Adică, gen... E trist. Mm-hmm. E trist. E trist că suntem... De ce noi... Mai există, dar rare cazuri în nici nu vreau să mă consider influencer, în lumea aceasta creatorilor de conținut. Mai există, dar rar. Mm-hmm. Pentru că pe noi nu ne... Lasă că vine banul, că trece, vine, că te simți tu bine. Dar pe noi nu ne... nu avem de ce. Noi, când îți vezi treaba ta, faci ce-ți place și așa mai... Nici nu mai te interesează ce-a pocnit vecinul de alături. Când n-ai ce face cu viața ta, când nu ai nimic... Pe lumea asta, nimic, poate să fie și iubire. Când n-ai nimic, te preocupă orice altceva și... Ești absorbit de percepția celorlalți. De acolo iese și e toxic. Dar e toxic, toxic și îți face rău ție. Și acolo nu mai am ce să fac. Din ce ai prezentat... Wow, ce inteligent vorbesc astăzi, Doamne! Ești să mă audă lumea. Să zică, băi, ce-ai făcut în podcast ăla? O să te prea, deci bag niște share-uri, vedem, scoate niște clipuri. Momente. Din cum ai prezentat lucrurile... Se înțelege că tu știi cum să gestionezi asta. Adică pare că ai înțeles și... Mai mult de lucrat. Da, dar ai înțeles în mare parte cum să te protejezi de lucrurile astea.
Și poți să dai așa, să spunem că, adică cu siguranță sunt oameni care o să uite la acest clip, la acest podcast, care o să, da, care o să, poate unii dintre ei sunt la început de drum pe zona asta de, să zicem, creare de conținut în modul digital, ca să nu spunem cuvântul cu I. Dar ce sfaturi le-ai da? Apropo de ce ai spus tu, că oamenii în esență sunt răi și te înțeleg prost. Uite, o chestie, altă chestie pe care am conștientizat-o, nu știu dacă e reală sau nu, dar din punctul meu de vedere, este în același timp bine, dar și groaznic să primești sfaturi. Okay. Știi de ce? De ce? Pentru că eu pot să dau un sfat unui om. E ca și cum, uite, de exemplu, noi suntem aici, da? Și poate mă întreabă la un moment dat cineva, dar cum e el în viața reală? Și să zicem că tu îmi displaci. Mm-hmm. A, e nu știu cum, e nu știu cum. În momentul ăla, dacă omul ăla se va gândi la tine sau se va întâlni cu tine, se va gândi la ce am spus eu. Mm-hmm. Și asta cu sfaturile e... Poți să dai un sfat legat de ceva general, dar nu neapărat de la mine către cineva, pentru că de-aia... Vezi câte chestii sunt interesante și totuși în același timp toată lumea le face greșit? Da, până la urmă nu e cum să... Adică nu poți să... Nu poți să umpli prin viață așa și să te... Să fii complet detașat și să încerci să n-ai bias-uri, adică... Na. Poți să... Dar depinde... Și acum aici depinde și de la cine vine sfatul. Uite, dacă tu m-ai întrebat, îți răspund. În primul rând, să facă fix ceea ce simte și ceea ce vrea. După aia se lovește, își dă seama că aia nu a fost bine, vede ce poate îmbunătăți. Ca în viață, știi? Greșești, înveți. Bine, să și înveți. La un moment dat se mai întâmplă să greșești de 2-3 ori. Dar la un moment dat și înveți. Cum eu am învățat, am avut atâtea proiecte în care am greșit în făcând anumite chestii și acum sunt conștient de ele și nu se mai repetă. Mm-hmm. Dar este foarte important să faci fix ce simți, pentru că dacă faci asta, știi că tu ai greșit. Că dacă faci ce-ți place și își vine Gigel și spune, mamă, ce dezastru cut acolo și tu mai și iei în seamă, te distrugi. Și de-aia încerc să nu iau oamenii în seamă când îmi spun că ce fac. Aș folosi chiar și cuvântul te pierzi, în sensul că gândește-te. Total. Pornești de la ceva care nu vine de la tine, nu pornești din interiorul tău, pornești poate un trend, poate este ceva exterior. După aia... mai faci, adică pe lângă faptul că faci ceva ce nu este autentic cu firea ta, după aia mai primești și feedback prost pe tema aia și te mai gândești, bă, de ce mi-am eu palme pentru ceva ce nici măcar nu-mi plăcea? Adică it makes no fucking sense. Da. Sau okay. Și să-ți placă și să vină cineva. Uite, spre exemplu... E mai bine să-ți placă și să fii autentic și după aia să-ți iei palme, că măcar știi că ai făcut ce ți-a plăcut. Da. Dar uite, și asta e o chestie. Acum revenim la asta. Și sfaturile și părerile oamenilor. Eu am ajuns, uite, la asta am de lucrat, am ajuns să primesc atâtea feedback-uri și să mă și intereseze. Uh-huh. Așa. Și culmea că vin de la oameni care toți fac meseria asta, care toți sunt atât de diferite feedback-urile, încât am ajuns să nu mai știu pe cine să ascult, nu mai funcționează mie rotițele și nu mai înțeleg când fac bine și când nu. Am înțeles când am greșit, asta e altceva. Dar nu mai știu dacă am făcut bine sau nu, pentru că sunt foarte multe păreri. Și de-aia spun, fă fix ce simți tu. Okay. Că tu ți-ai la final laude, reproșuri și îți place, în primul rând. Mm. Că avem și noi atâta, cred că să ne dăm seama că dacă îi dai unui om ca pe stradă, nu e un lucru bun. Da. Cam aia. Ok, mie mi se pare... ca o notă comună și mă bucur să o revăd și la tine, ca o notă comună la toți artiștii pe care i-am întâlnit aici, mi s-a părut că e autenticitatea. Adică dacă ești autentic, mi se pare că ai succes. Net superior. Asta te definește, autenticitatea. Asta mi-a spus chiar și acum la facultate la deschidere. Fii autentic. Așa este. Ok. Înainte să tu să îmbunătățești chestii, e partea. Înainte să trecem la joculețul pe care l-avem pregătit. Cu like și dislike pe anumite teme, mai am două întrebări. Care a fost, de fapt, e una singură cu reversul medalii. Care a fost cel mai înalt moment în viața ta și care a fost cel mai jos moment în viața ta? Cel mai înalt moment în viața mea nu l-am trăit încă. Ok. Ești optimist? Da. Nu numai că sunt optimist, sunt realist. Ok. Consider că pot să fac niște chestii extraordinare dacă am tot ce am nevoie. Uh-huh. Iar cel mai, ce ai zis? Cel mai jos. Moment. Fai. Cel mai jos moment despre care ești confortabil să vorbești. Ah, nu, eu sunt confortabil să vorbesc aproape despre orice. Oh,
Să stai să împachetezi altfel. Asta împachetezi special custom pentru tine. Când te-ai simțit cel mai cringe? Da, așa în interior. Mă gândesc deodată, nu mă simt. Hai că am momente în care zic, bă, nu sunt cringe. Cel mai cringe, măi, sincer. Nu, trebuie să o lași pe cealaltă. Că asta, bine, pot să zic sincer că nu m-am crezut niciodată cringe. Că fac cringe partea a doua. Dar nu m-am simțit atât de jos încât să... Așa. Cred că în momentele în care realizam cât de tare am reșit și s-a și văzut. Deci regrete. Da. Păi alea sunt cele mai mari. În momentul în care am avut, Doamne, hai să spunem, oricum a trecut și nu mai există chestia aia în online, dar o să mă ajute oamenii de acasă, dar cum mi-am învățat greșeala, acum trebuie să fii... Asta e conceptul nostru aici la sharing, vreau să mai dăm un pic de sub covor. În momentul în care, asta dacă cauți, puțin poate găsești, în momentul în care i-am spus, vai, Doamne, nu mă interesează, hai că spun. Hai spune-o. În momentul în care i-am spus unui copil de 10 ani cadavru, dansez, parcă am văzut un cadavru dansând. Și apoi am conștientizat chestia asta, știi? Dar am vrut eu să fiu jurată dur. Dar știi care e faza? Ce ai spus unui copil de 10 ani că e cadavru? Păi dacă am dansat așa. Dar lasă asta. Dar lasă asta, că nu mă refer la asta. Okay. Mă refer la faptul că am greșit, okay, folosind cuvintele astea. Și doi, ce n-au înțeles oamenii de acasă și nu o să înțeleagă vreodată, că există și chestii legate de în spate. În momentul când eu, dacă eu îți spun acum ție, cu camerele oprite, adică fii traume. Atent, fii atent. Nu, fii atent. Eu acum am să te jignesc ca să par eu interesant, ca să fie, să vadă, să creezi un moment, să fie acolo tensiune. Și pe aia începe să dă rec și zici, băi, ești prost. Băi, de te-ai îmbrăcat de unde, second hand? Și pe aia oamenii de acasă, vai, ce a zis. Și exact asta s-a întâmplat atunci. Dar nu puteam să spun, știți, acum urmează un moment de tensiune și o să mă fac că sunt dur. Ai stricat toată, să spunem, toată, mă rog, tot climaxul ăla pe ce înseamnă, da, între percepție și realitate. Și m-au atacat toți dansatorii din toate părțile. Pe drept, nu pot să zic că asta le-am arătat, asta am înțeles. Așa, dar... Tu care ai făcut 4 ani de dans? Măi, am făcut mai mulți. Păi stai, nu, am făcut mai mulți de 4, vă 6, oricum. Okay. Dar nu se vede, dar i-am făcut. Ok, te cred. Până și o piatră Swarovski acasă, pe o tăbliță transparentă scris, că am luat locul 4 internațional la dans... În Cehia, dacă nu mă înșel. Bă, n-am să trimit imaginea asta, este foarte dubioasă. A fost Aladdin o dată. Nu, Swarovski-ul. E un diamant, realmente. Și, și Elvis Presley. Ok. Elvis Presley. Minunat. Deci acum probabil că știi ce o să joci de Halloween. Nu, de Halloween mai joc pe mine. Sunt destul de groaznic, adică... Ok. Hai să trecem și la joculeț. Trebuie să iau astea? Da, să le arăți către cameră, să spui dacă este like sau dislike. Nu ți-a pregătit nimic controversat, să știi, astăzi e destul de lejer. Prima este facultatea de actorie, like sau dislike? La care facultate ne referim? Mai, tu știi. La general sau la mea? Tu știi, răspuns la ce vrei tu. Noi o să te surprindă. Ok, both. Controversat, de ce? Pentru că știi cum în orice lucru vine cu plusuri și cu minusuri? Aici la fel, da, vine cu plusuri, okay, și cu minusuri. Pentru că, uite, oamenii în general au această... mai ales ăștia de la UNEATC care sunt cu nasul pe sus tot și credeam că eu sunt cu nasul pe sus, băi! Mm-hmm. Așa? Au chestia asta că, da, ăștia de la Hyperion sunteți... Poți. Tu poți să intri în UNEATC să ieși mai rău decât ai intrat și eu pot să intru în Hyperion și să ieși ceva extraordinar. Și cunosc cazuri. Mi-a jucat în primul scurtmetraj nonconformistul Gabriela Porumbacu, alături, bineînțeles, de colegii ei, de câțiva dintre colegii ei, dar o numesc pe ea pentru că la ea, nu știu, se vede, îți iese în ochi. La celălalt se vede, la ea, gen, vine și se bagă mâna în ochi, okay, așa, se vede acea evoluție, acea pasiune și, în primul rând, legat de poți să intri și să ieși la fel, contează ce faci tu cu tine, că tu poți să ai cel mai bun profesor dacă tu acasă stai așa. Deci până la urmă, ca să traduc în ce am înțeles eu, până la urmă contează mai puțin în sine. Bine, se transmit și informații, dar contează ce faci tu cu ce se transmite. Exact. Că mai este persoană. Nuanțat. Care... Și apropo de fel cum percep oamenii, probabil că toată ideea în spatele jocului e să dai money haste, dai negru sau alb. Dar îmi plac nuanțele. Deci, las fierbinții. Nici nu se pune problema. Știi ce am învățat acolo? Acolo, pentru prima dată, am învățat de la oamenii extraordinari cum să joci natural. Că până atunci eram Gabriel Magneziu. Uh-huh.
cu cu toate mutrele, toate Disney channel-urile pe care le-am avut în cap. Și acum m-au învățat cum să le dau natural, nici nu vrei să știe, să spun o chestie. Eram la masă cu nici măcar numele actorului, nu știu, Sorry, random actor. Sorry, al lui Celentano, știi tu? Așa. Ok. Repetam, stăteam lângă el la masă, dar habar n-aveam că e Celentano. Când s-a dat rec și l-a văzut, așa eram, oh, Doamne, tu erai? Pentru că nu știam, dar că oamenii ăștia sunt extraordinari în personaje, alea sunt niște personaje, sunt niște chestii foarte grele, să fie natural. Și eu am trebuit să fiu doar natural, n-a trebuit să fiu un personaj. Și aia mi s-a părut greu, dar aminte. Îmi imaginez că este un skill. Dar în rest, extraordinar oameni. Și mă bucur că am învățat. Top influencer. Concursul. Băi, dar știi că din orice poți să înveți ceva? Mm-hmm. Ce ai învățat de aici? În afara faptului că mie mi-a plăcut la nebunie, ador provocările, ador să creez conținut, se vede că nu chiar își dori. Ceea ce nu face pentru bani sau pentru faimă, se vede. Acolo a fost un declic pentru mine, emisiunea, pentru că mai ales pentru mine e Linga Van, zice ceva, așa. A fost un click care mi s-a activat și mi-am dat seama că I'm not ok. Nu sunt eu bine. Și de atunci... Ce ai făcut cu asta? Am lucrat la mine. Drept dovadă că nu mă mai deranjează atât de multe chestii, că exact ce spunea de vulnerabilitate, nu ai cum, n-ai. Totuși suntem oameni. Dar nu mă mai deranjează atât chestii, sunt mult mai fericit, mai sunt multe de rezolvat. Dar am făcut și în același timp multe alte chestii ca să fiu mai bine. Trebuie să recunosc, eu pe departe apreciez foarte mult sinceritatea ta. Îmi place cum te deschizi aici la Sharing Room. Trebuie să recunosc că mintea mea a fost un moment amuzant în care răspunsul tău era așa, am rămas la fel. Uite, ai putea, uite, chiar se poate și observa că am venit extrem de simplu. Eu sunt plecat de la 9 dimineața de acasă, așa, și uite, știu cum am venit. Hai că trebuie să-mi pun cămașa aia mea cu pene, cu sclipici, cu care iese pe aici furtunul de grădină și mai știu ce altceva. Cred că ar fi fost un pic prea mult. Da. Păi nu că aia e imaginea mea când apar în online undeva, dar acum asta e faza, că vreau să spun și asta. Mă bucur și vă mulțumesc pe această cale că am putut să le arăt oamenilor de acasă și eu-l. Uh-huh. Nu numai, am avut foarte multe ocazii de care nu mi-am bătut joc, dar m-am lăsat, ok, hai să facem farsa de la Antena, hai să... Care era o farsă, by the way. Așa, hai să facem farsa de acolo, hai să, ok, nu vorbim de mine, hai să mâncăm crem vâși la măruță. Și niciodată n-am avut ocazia să stau, să vorbesc. Bine ai venit și mulțumim că ai venit. Și m-a în... Uite, ca să încheiem apoteotic, mai am două. Astea? Da, două întrebări. De fapt, nu, două teme și tu îmi spui dacă îți place sau nu îți place. Sau cum te raportezi tu la ele. Una este, ambele, de fapt, te reprezintă într-un fel sau altul. Dar o să o las pe ultima cea apoteotică la final. Acum te întreb de hateri. Cum te raportezi tu față de hateri? Păi și aici ce dau? Nu știu, nu-mi imaginez că dislike, dar poate că o să zici că este like, că este o experiență de învățare. You be you. Nu e o experiență de învățare pentru mine și în același timp le pot da pe ambele, pentru că s-a spus și exact asta am și vorbit foarte mult aici. E totul legat de ceea ce au oamenii ăia cu ei însuși. Mm-hmm. Și nu ai ce să faci, nu ai, tot ce poți să faci și este trist, este să-ți fie milă de ei, că nu ai, ce uite, am ieșit de la baie din AFI, băi, am ieșit de la baie, de la toaletă, băi, și erau trei puștani care au venit la mine, mi-a băgat telefonul kind of în gură, să-mi spună, ce obraznic să-l vrem azi? Și m-am întors către ei. Ce obraznic. Ce obraznic. Mi-am luat casa sau ceva de genul ăsta. Care era, care ziceam eu, de waffles-uri. Și m-am întors către ei, am zâmbit și nu știam ce să le spun ca să înțeleagă. Unu, nu e chiar atât de amuzant pe cât credeți. Da, doi, ieșiți afară din spațiul meu privat. Doi, vedeți că am ieșit de la baie, eventual mă mir că nu ați intrat după mine. Și trei, după ce le-am explicat, bă, nu e funny, voi înțelegeți ce vreți din asta, eu fac asta pentru că cu asta mă ocup, nu mai creare de conținut și mă și ocup de niște pagini și o fac cât de bine pot și se și vede în vizionări, că vrei tu să te amuzi. Mie mi se pare o chestie genială, chestia aia, pentru că așa ceva aici trebuie să fii nebun să aduci. Și bravo lor că au făcut chestia asta și ca să le închei palavrageala aia de vreo 2-3 minute cât le-am ținut-o, sper că au înțeles ceva, Doamne ajută, le-am zis, măi, aș fi intrat în jocul vostru.
dacă făceam puțin mai încolo, nu când ieșeam de la baie. Corect. Deci să înțeleg așa și mi se pare un mesaj foarte strong, că poate să fie și cu, pentru cine vrea să-l simtă pe personal, poate să-l ia pe personal. Lui Gabi MG e milă de haterii lui. Da, adică gen, n-am ce să fac. Ce pot să fac? Ok, fair enough. Și atunci, în ultima, ca să o rotunjim așa, să o închidem rotund. Cringiness. Azi zic și de ce. Dislike la cringiness, superb. De ce? Pentru că n-am înțeles și n-o să înțeleg niciodată pentru oameni ce vrea să denote acest cringe, că am și vorbit de chestia asta. Serios? Adică... Mă așteptam să-l înțelegi foarte intim. Poftim? Mă așteptam să-l înțelegi foarte bine, că-l joci. Asta, păi nu-mi place. Nu-mi place, spun și de ce. Că-i văzut așa. Ok. Că asta înseamnă pentru ei cringe. Cred că există alte modalități, alți termeni, alte valori okay. de a însemna cringe. Dacă un om se lovește de o masă, dacă un om, nu știu, nu intră pe ușă sau face o glumă de genul ăsta într-un teatru, pe o scenă, da. Într-un contest, oamenii din sală sunt leșinați pe jos de râs. Și de râs de ce a făcut, nu de persoană. Bine, cred că și cei care se uită și consideră acele scene ca fiind cringe, în continuare sunt amuzați, doar că e un label de tip de umor. Adică nu văd nimic rău din asta. În primul rând, voi, oamenii, aveți acest... eu știu. Așa? Eu le știu. Eu știu cum funcționează. Nu știi. Adică acest... eu îmi dau cu părerea pentru că știu cum funcționează o chestie... implică o... să spunem o superioritate morală. Nu știu, o cunoștință a acelor lucruri. Dacă eu, asta și în scurtmetrajul Nonconformistul 2, eu l-am scris, mulțumesc la așa, cu ajutor ca să... Îți mulțumesc ție. Să-l bibilesc puțin ca să fie totul ok și decent în același timp. Este, de, mi se spune chiar mie, de ce judeci trecutul dacă nu-l cunoști? Eu dacă acum vin să vorbesc, eu am avut 8, 9 și 10 în general la matematică, dar acum dacă vin să vorbesc despre aerospațială, să zic, mamă, ce prostie, mamă, stau să văd cum iese fum dintr-un fitil de la o rachetuță ca să te văd pe tine cum zbori spațiu, uite-te puțin la mine cum vorbești și ce scopă gură. Cringe. Adică gen, care-s? Nu știi, nu știi. Și când nu știi, și vorbești. Și când vorbești și nu știi despre ce vorbești, pentru că nu știi, ar trebui să te simți prost. Deci uneori, foarte prost, să spunem, mesajul pe care tu vrei să-l transmiți, tu vrei să creezi o reacție, să faci oamenii să râdă, oamenii s-ar putea mulți dintre ei să nu înțeleagă. Nu înțeleg. Și asta ajunge și pe YouTube, nu numai pe TikTok, mă rog și unde le mai postați. Ai văzut ce se află sub clip? Două butoane obosite. Uh-huh. Atât. Ăla ar trebui să fie nivelul oamenilor de a-și da cu părerea. Like și dislike. Comentarii, bineînțeles, pentru, cred că aia e pentru oamenii care chiar realmente sunt nu inteligenți, că nu-mi place să compar, care știu mai multe sau vor să păi transmită... Fix inteligenți, n-ar fi o comparație, știu mai multe, e o comparație. Încerc să nu fiu rău. Comentariile sunt pentru o critică constructivă, pentru felicitări și așa mai departe. Mm-hmm. Nu-ți place, dai dislike. Da. E simplu. Atât ăla ar trebui să fie parametri. Like și dislike. Superb. Mulțumesc mult de tot, Gabriel NG. Ce s-a terminat? Mă, dar ai avut dreptate că durează puțin. Am depășit cu mult. Și cadou, mister. Hai să nu te las să pleci fără să primești cadoul. Poate fi mai puțin dramatic, să știi. Dar m-am gândit să fie e ceva greu. Care este ceva ce reprezintă arta dramatică. Cât cute! Poți să-l arăt? Să-l arăt. Bine. Vai cât de cute! Și crea. Vai, este superb. That's a bit too much, da. Ia uite ce superb. Diverse expresii umane, așa cum date. Ca un actor le joci. Poți să-ți zic ceva? Te rog. Stai să nu plâng. Este cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Deci este extraordinar. Dar ce? Ah, gata. Este superb. Deci este efectiv superb. Au scos prețul. Și eu l-am scos. Ba nu, la mine încă se vede. Încă se vede, dar este superb. Este superb. Este superb. Vai, ce drăguț. Nu mai este final apoteotic, dar mă bucur că îți place mult. Și ai fi surprins, vezi și chestia asta cu să-ți placă lucrurile mărunte, oamenii și asta, nu mai știu. Nu e iPhone, nu e Gucci, ai văzut asta de sfința magazinul?
ce e pentru noi? La 2000 de lei. Da, e super. Mersi mult, Leta. Cu mare drag. Mulțumesc că ai fost aici alături de noi și de cei care se uită la Sharing Room. Gabriel MG. Nu știu, e deosebit. Nu, eu sper că am înțeles ceva. Nici măcar așa. Eu asta îmi doresc. Să fi adus puțină valoare în viața lor prin ce informații le-am dat împreună cu tine. Și să-i fi făcut să zâmbească, of course. Și Doamne ajută să-și mai fi schimbat cineva părerea despre mine că am obosit. Excelent. Am obosit. Am fost gratuit. Te salut, mister.